de astăzi îl începem la ora ciao, 4. Ciao, nono. Ciao. A venit și fata partenerului mamei mele cu copiii ei și s-au jucat astăzi copiii toată ziua. Vezi? Sora mea pitregă, doar că ei nu sunt căsătoriți. Astăzi începem vlogul de la 4, pentru că de dimineață vreau să spun că am dormit eu cu Cornel până la ora 11 și nu mi-e rușine să zic. Mă bucur foarte mult. Copiii au stat cu mama, s-au trezit pe la 8 amândoi și au stat cu mama. Uai de mine! Dar cine a fost primul? Ei erau treiași? Ia uzi. Noi am stat și ne-am odihnit ca niciodată. Nu prea aveam așa ocazie. Da, cald. Dar cald. Da? M-am lăsat cald și cum m-am chiar cald. Bravo. Foarte cald. Ori nu mai suntem noi învățați, ori mama zice că sezonul ăsta, anul ăsta a fost foarte extrem de cald și pentru ei, ori că sunt eu însărcinată, că mă trezesc într-o baltă de apă, nu știu, n-am mai pățit. Asta e. Și ție ți-e caldă, nu numai eu. Aoleu. În fine, noi acum mergem la hotelul unde am rezervat și ne dădeau camera de la ora 4. E 4:10. 3:50 mergem și luăm mai bine în primire. Noi mergem într-un fel de, nu știu cum să zic, resort, sat de vacanță. Bravo, iubire. Resort e prea fancy și acolo este administrat totul de biserică. A fost un om super, super bogat care și-a pierdut copiii și a făcut satul ăsta pentru ca toată lumea să aibă posibilitatea să meargă la mare. Sunt foarte multe familii, sunt foarte mulți bunici care vin cu copiii pentru că ei au și reduceri. Sunt și copii cu, cum se zice, probleme cu handicapuri, pentru că ei au un preț mai bun, dar poate să rezerve oricine acolo. Și ne-am rezervat și noi de la începutul anului ca să prindem loc, pentru că am fost anul trecut, o mătușă de-a noastră de aici din zona ne-a povestit despre el, ne-a plăcut, sunt spectacole seara, ai 3 mese pe zi, noaptea, ai 3 mese pe zi, oricum ne s-a părut ok. Și este mai ieftin decât la un hotel, asta e adevărat, adică avem all inclusive la mâncare, dar nu vă aștepta să fie fancy ca la all inclusive, adică ai 3 feluri de mâncare, alea le alegi și mănânci peci la mare, au o piscină, au o mare, ne dau și șezlonguri, o să fie ca anul trecut, dar nouă nu ne trebuie mai mult de atât. Și mergem să vă arătăm pe acolo. Dar de oră îți se pare că dat o eternitate. Ia uite, Emi. Ce face tata? Da, dar pe mână nici măcar nu se vede. Nu se vede prea bine, a? Așa, ai după drum lung. Hai că a șters bine. Ia uite ce frumos suntem acum. Mami, da, mami. Da? Wow! Uite, aici se face înregistrarea. Check-in. Vă las deschis? Și eu abia aștept să intru în apă. Nu e așa de aglomerat, câțiva oameni la check-in. Aici avem o bisericuță mică. Poate anul ăsta ajungem și noi să vedem biserica. Anul trecut n-am ajuns. Aia,
Aia de aici, asta e biserica. Și încolo încep locurile până la mare, în capăt mare. Ne-au dat orarul, cheile și prățările. Și acum mergem să căutăm... Până uite, ăla e blocul nostru, la verde, aici e terenul de fotbal. Și căutăm o parcare pe aici. Tot verde am avut și am trecut, uite, acolo se joacă tenis. Și e totul gratuit. Țiganul cu cortul. O știți pe aia? Cum o chema iubirea aia după TikTok? Unde ați plecat, handramalilor, cu toate după voi? Bă, voi sunteți... Boși sau ce sunteți? Noi avem două căruțuri de astea. În șlap și mai eu. A, noi suntem familiști, noi nu suntem boși. Mafioți, așa, așa. Și se poate sta aici la bloc, gen, cum o să stăm noi și o să vă arătăm. Sau se poate sta și la căbănuță. Am vrut să luăm și noi căbănuță, dar nu am mai găsit. Ca să vă dați seama cât sunt de căutate. Pentru că cine stă la căbănuță nu-și ia neapărat de mâncare, are bucătărie înăuntru. Dar noi oricum l-am luat cu masă, eu nu stau să gătesc la 32 de săptămâni pe căldura asta. Și acolo este plaja. Imediat acolo după turnul ăla. Ai, și noi. Cu cortul. Hai, mai spune. Ce-ai zis mai ziodată? Noi suntem în vacanță. Noi suntem în Câte era, nu? 345? Da. Eu cred că suntem la ăia fără aer condiționat. Ar fi bună, da. Murim. Noi! Hai, că am venit-o exact în față la lift. Nu m-a lăsat să urc pe scări. Cine mi-a lăsat? Spălau vase, pe scările. Wow! Spălau vasele pe scări. Așa o cameră frumoasă. E frumoasă, mami? Îmi place ala verde. Îmi place verde. Perdele verde, putem să facem unul verde așa mami, și în cameră la tine. Iupu! Acum să doarăm sus. Nu, sus doarme Alex și tu dă-mi jos. Anul viitor, o să dorm tu sus și eu sus. Vrei așa? Nu. Acum vreau. Și avem vedere la restaurant, mi se pare. La mare, da. La piscină. Uite, marea. Și piscină. Avem și televizor mic. Hai să vedem baia. Ia uzi, Alex, ce a văzut-o. Știu că și anul trecut aveau așa pereți accentuați cu ziare vechi. Așa am și la masă peste tot. Avem o chiuvetă mică cu coșurile de gunoi, iarăși pereți dintre astea așa. Bine, e un tapet, dar foarte drăguț așa. Și aici avem dușul. Deci nu avem nevoie de mai mult în duș, în cap și eu și copiii se spăl o dată. Foarte fain. Și bine, vreți eu. Nu avem nevoie de mai mult. Păi ce bine că am ajuns, abia aștept să mă bag în piscină sau în mare. Da? Am luat eu copiii și mergem pe plajă, am lăsat-o pe mami să aranjeze un pic, că nu mai aveau răbdare, și cu Alex și cu Emi la o baie. După care, nu știu, o să mergem la masă, e prima zi e cea mai agitată. Nu mai aveau răbdare în cameră copiii. Ha ha ha.
mamei n-a mai reușit să ajungă. E greu cu doi pe plajă singur. Unul într-o parte, unul într-o parte, unul vrea în apă, unul vrea pe nisip. Alex cam fuge, deci anul trecut nu, dar anul ăsta imediat pleacă de lângă noi. Haideți că acum mergem la masă. Hop! Pe aici, că acolo ți intru destea paie în papuci. Mergem la masă, 7:30. Acum suntem toți. Eu am terminat de aranjat. E un vânt așa răcoritor, să stă bine, da. Îl simt fierbinte. Aici în spate este hotelul, partea noastră. Și exact aici în față este restaurantul și jocul, parcul de joacă. Da, e. Oare ei este corul? Nu. Se pare rece, așa răcoros. Ia uite-l pe Alex. Ia uite-l pe Alex. Nu stă deloc lângă noi. Da. Totul e la goană. Noroc că am luat ceasul cu trekking după el. Măcar îl văd pe ceas. Uite acum cum se vede acolo. Haideți! Nici n-am luat pentru fiecare. Ce? Ok. Emi, bună pe soția. Da? Super. I-am mâncat deja, m-am făcut de lasagne așa. Și acum am carne cu sos de muștar și cartofi la cuptor. Se plimbă ea, s-a plictisit. A luat rochițe la fel în sens. Aia, da. Culoarea seamănă. Mergem? Da. Mergem? Oh. Ce ați pățit? Așa.
Hop. Hop. Nu mai băga picioarele. Ce bine ar fi să nu te mai iubesc, Sfânta.